Ne apropiem cu pași repezi de finalul întâlnirilor live a emisiunilor pe care le-a difuzat până în acest moment Business Days TV online. Și îl am invitat în acest moment pe Cătălin Stancu și îți mulțumesc că ai venit, pentru că a fost o zi complexă, pentru că și ieri a fost o zi complexă pentru toată lumea. Cu mare plăcere. Dar a meritat și merită în continuare prezența ta aici, pentru că vom afla împreună de la Cătălin despre câteva lucruri despre provocările managerilor de vânzări. Și înainte de orice, aș vrea să îmi spui, am înțeles că 17 ani de vânzări, ce faci tu acum? Acum fac ce mi-am dorit să fac. Adică? Adică sunt managing partner la Sfera Business, așa, care e o companie de training și consultanță, care face foarte mult training în zona de management de vânzări. A fost o poveste foarte interesantă. Pozițiile pe care le-am ocupat în decursul carierei mele au fost de manager comercial în companii românești, companii multinaționale. Am învățat foarte mult. De multe ori mă gândesc că eu m-am pregătit tot timpul pentru asta fără să știu. Și acum realmente fac ceea ce îmi place. Fac foarte mult training în zona de vânzări și de management de vânzări și consider, de fapt, în Sfera Business avem un lucru foarte important pe care îl facem, și anume faptul că eu și colegii mei care livrează training în alte zone în care sunt specialiști avem un claim de, să spun așa, de 15 ani de experiență demonstrată. N-ai 15 ani de experiență demonstrată, nu intri în sală să livrezi în temele pe care, în care ești expert. Ceva. Uite, îți spun o întrebare, pentru că vorbim despre vânzări. Asta mi s-a întâmplat în acest moment al existenței. Am un cursant care lucrează în vânzări, are o poveste extraordinară, a pornit dintr-o familie, mulți copii, după care a făcut agricultură, după care a intrat în armată și a ajuns și prin Afganistan, vreo 6 luni, după care s-a întors, a fost antreprenor o perioadă, a mers totul foarte bine, doar că s-a apucat de drept și a lăsat business-ul pe mâna familiei și s-a sfârșit, s-a stins puțin câte puțin, după care a fost făcut Business Academy și lucrează de un an de zile, un an și un pic în vânzări. Este uluitor. Cred că are o efervescență, îi place entuziasm, îi place extraordinar de mult ceea ce face, are niște rezultate uluitoare, dar nu are decât un an de zile. Ce perspective are să lucreze într-o companie unde, adică ce provocări ar avea, ce manager ar avea încredere să-l supună unor provocări ca el să dovedească faptul că un an de zile pentru unii este insignifiant, iar pentru el este uluitor, trecând prin tot felul de... Întrebarea e ce manager, da? Un manager bun. Un manager bun, pentru că... Pentru că pe CV, totdeauna, ce experiență nu merge. Da. Nu știu ce să zic, eu spun de experiența mea personală. Mie întotdeauna mi-a plăcut oamenii care au o efervescență foarte mare, care își doresc să facă lucruri, care sunt foarte ambițioși, care își propun țeluri înalte. Eu cred... Dar managerul respectiv s-ar uita doar la CV sau și-ar dori să-l cunoască pe acel tânăr are o experiență, dar este smart, de unde știi? Vin dintr-un workshop care a avut exact tema asta, provocările unui manager de vânzări. În workshopul respectiv noi am dezbătut un studiu pe care Sfera Business l-a făcut împreună cu Ernst & Young în decembrie 2015, deci destul de recent. Una dintre ultimele întrebări din studiu pe care ne-am uitat acum a fost ce cauți la un om de vânzări în momentul în care îl angajezi. Și erau mai multe variante de răspuns. Abilitățile de vânzare era unul dintre exemple, experiența relevantă în industrie, erau mai multe. Care crezi că e cea mai importantă? Atitudine, comportament, așa mai departe. Cea mai importantă chestiune pe care o caută managerii de vânzări, care crezi că e? Experiență. Nu. 57% au zis că își caută oameni cu perspective importante de carieră, cu perspective de promovare, care să-și dorească foarte multe lucruri, care să fie foarte ambițioși. 57%, Mihaela, ceea ce e un procent uriaș. Cum îi găsești pe ăia? Și ăia 57, cum găsește omul respectiv? Deci mă interesează extraordinar de mult, pentru că... Pentru că mă interesează. De unde e? De unde e? Deloc. Unde locuiești acum? Este oltean. Unde locuiești? În Cluj. Aha. Și este dispus să plece și la Chișinău și Noua Zeelandă. În Cluj. Nu. Adică el în Cluj, da? Da, da, da. Foarte bine. Păi l-a găsit.
Noi ne căutăm oameni în Cluj care să facă parte dintr-o echipă de vânzători profesioniști. Așa încât după emisiune să-mi dai datele lui și vorbesc cu el. O să-ți povestesc ce facem. Acesta, dragii mei, se numește networking. Ceea ce vorbeam mai devreme cu, cu Dani Todea și cu Călin Iepure s-a întâmplat acum. Da? Da. Așa. Noi facem un lucru interesant. În zona de fast moving consumer goods am constatat că una dintre provocările importante ale managerilor de vânzări este faptul că comerțul internațional se dezvoltă foarte tare și ei nu mai sunt capabili cu numărul de oameni pe care iau să acopere execuția din field în maniera în care o făceau înainte. Nu se mai poate, e foarte complicat, nu că nu se mai poate. Foarte complicat în sensul de foarte scump, că na, de putut se poate orice. Și atunci, unul dintre lucrurile pe care noi le-am făcut recent, Sfera Business în colaborare cu IPP, care e cea mai mare companie de merchandising din România, a fost să ne punem competențele la un loc și să oferim o forță de vânzări experimentată, sau dacă nu e experimentată, o învățăm noi, pentru că avem competențele în interiorul organizației, dar oameni foarte buni, asta vreau să spun, care să presteze activitatea de execuție în magazinele tip Carrefour, Cora și așa mai departe pentru mai multe companii odată. Desigur, cu niște reguli. Să nu fie din aceeași categorie, să permită portofoliul pe care l-au acolo genul ăsta de reprezentare comercială, îi spunem noi, și așa mai departe. Avem o parte din echipa angajată. Clujul e pe listă, ne căutăm acolo un om. De-aia s-ar putea să pice extraordinar de bine și ai zis bine, asta e networking. Și ne căutăm niște oameni foarte buni, foarte, foarte buni. Noi suntem cei care căutăm perspectivele, în primul rând. Dacă oamenii își doresc, dacă sunt foarte ambițioși, dacă sunt suficient de conștiincioși în a-și urmări țelurile pentru a-și atinge propriile obiective, atunci sunt pe drumul potrivit. E o meserie în care cu siguranță vor avea succes. Da, pentru că am înțeles. Adică, cred, gândindu-mă la mine, care nu sunt în stare să vând ceva, cu toate că culmea este alta. Vând fără să-mi dau seama și dacă ajung să conștientizez procesul de vânzare, m-am pierdut. Dar nu despre mine vorbim acum. Okay. Povestește-mi despre alte provocări pe care le are un manager în vânzări. Sunt multe. Sunt foarte multe. Până mai avem 15 minute. Ok. Cred că dacă stau... Acum mă gândesc la ce au spus oamenii în workshop. Una dintre chestiunile de care nu s-au plâns neapărat, dar pe care au pus-o în discuție, e faptul că se găsesc din ce în ce mai greu oameni care să fie dispuși să muncească, să obțină rezultate, să fie ambițioși, oameni care să fituiască cu obiectivele departamentului de vânzări. Oameni integri pentru această profesie. Integri și ambițioși în zona asta, în zona de entuziasm despre care am vorbit mai devreme. Și asta este, cred că, unul dintre lucrurile pe care le auzim în mod frecvent de la partenerii noștri cu care facem business. Acum, e ok, într-adevăr, e o chestiune care se întâmplă și trebuie să fim conștienți, dar e important să înțelegem că lucrurile s-au schimbat și că oamenii zic că, păi stai mă, îl iau, îl plătesc, îi dau obiective, îi dau și un comision și îl trimit pe teren. Adică, ce mai vrea de la mine? Până aici? Ce mai vrea e de okay. La mine? Da. Începe să nu mai fie. Pentru că sunt trei drive-uri motivaționale intrinseci importante care se aplică și în vânzări. Oamenii sunt motivați de trei lucruri, și anume de autonomie, de măiestrie și de scop. Dezvoltă-le puțin. Ce înseamnă una, ce înseamnă altă? Păi înseamnă așa, autonomie. În vânzări. Autonomie în vânzări. Autonomie înseamnă că programul de lucru pe care ți-l faci ar trebui să poată fi ușor adaptat. În sensul în care foarte mulți oameni își doresc să facă lucrurile în propriu stil, așa cum consideră că ar trebui să le facă. Ne referim la programul de lucru, ne referim la modul în care să se deruleze activitatea, exact. La punerea în discuție a propriilor abilități, competențe demonstrate și așa mai departe. Oamenii nu apreciază dacă le dai un how-to foarte exact.
Asta este una dintre ele. Și e complicat, știi? Pentru că tu ai învățat lucrurile făcute bine într-un anumit fel. Tu ai un exemplu. Tu ești un manager care a trecut prin etapa asta și îți vine să spui, bă, ăsta e procesul meu de vânzări și până aici e ok. Ai de făcut chestia asta și îți vine să-i spui și ai de făcut așa chestia asta. E, cu așa nu prea mai merge. Adică oamenii zic, bă, ok, înțeleg, am de făcut asta, trebuie să-ți ating obiectivele astea, ăsta e procesul, dar aleg metoda. Exact, lasă-mă pe mine să o fac așa. În felul meu. Da. Pentru că știu că așa sunt productiv, pentru că știu așa, că așa dau rezultate și sunt eficient. Da. Până aici e bun. Autonomie. Maestrie. Maestrie. Oamenii tind să fie din ce în ce mai buni. Oamenilor le place să fie din ce în ce mai buni. Este fantastic cât de... Gândește-te la noi, gândește-te la ceea ce facem cu plăcere amândoi. Crede-mă că și la mine, dar la tine se vede în tot ceea ce faci. Ne place să fim mai buni, ne bucură foarte mult progresul, ne uităm în fiecare zi la lucrurile pe care le facem mai bine decât le făceam ieri. Ăsta e un factor motivațional fundamental. Oamenii au permanentă nevoie de autodezvoltare, au permanentă nevoie de depășirea propriilor limite pe care le-au avut până ieri. În vânzări te plafonezi? Sigur că da. Sigur că da. Făcând e o muncă ce te poate duce la rutină dacă faci. Da, dar provocările sunt de fiecare dată altele, pentru că nu e așa, clienții sunt alții. Și ceea ce dau, nu? Zic și eu. S-ar putea să fie mai puțin evident decât în alte departamente, dar ajungi la un nivel de plafonare când rezultatele pe care le dai nu mai sunt... Ce-i de făcut atunci? Asta e o provocare pentru manager? Cred că e o provocare și pentru manager și pentru vânzător. În sensul în care trebuie să schimbi, trebuie să simți și să schimbi ceva. Să-i dai lucruri importante de făcut, să-i dai sarcini într-un alt departament. Eu am avut un manager foarte ok, de la care am învățat foarte multe lucruri. Când a simțit asta, nu neapărat că mă plafonam, nu știu, cred că nu mă plafonasem, nu știu. Dar când a simțit asta, a început să-mi dea sarcini în alte departamente. Spre exemplu, eram National Key Account Manager. Asta însemna că mă ocupam de conturi. Nu te-a speriat puțin că vrea să te... Deloc! Deloc! Am avut un drive motivațional fantastic. 6 luni am tras ca un câine pentru că mi se părea o oportunitate nouă și vroiam să o fac, să mai învăț ceva, să fiu bun și în zona aia. Și mi-a zis, Cătălin, ce ar fi să te ocupi și de chestia asta, care era cu totul altă zonă de interes. Mi-a plăcut foarte mult, am încercat să mă dezvolt și în zona aia. Am făcut lucruri foarte mișto, am făcut chestiuni la care mă uit înapoi cu foarte mare mândrie. Deci te înțeleg, trebuie să simți. Pentru că acum, în această etapă a existenței mele, sunt eu. Deci bazându-mă tot pe comunicare, fac cu totul și cu totul altceva, care mi oferă posibilitatea să învăț atât de multe lucruri, gândindu-mă chiar la ziua de astăzi. Am moderat, 5-6 rânduri de invitați, fiecare cu altă tematică. Deci îmi place de nu mai pot. Vezi? Oamenii au dorința asta de a fi mai buni în fiecare zi. Iar asta e o chestiune pe care un manager foarte bun ar trebui să o folosească. Mai ales că mă gândesc că descoperi noi abilități. Eu am un principiu. Ne naștem cu niște însușiri. Dacă vrem, le transformăm în calități. Dacă nu, le lăsăm la stadiul de însușiri. Eu cânt foarte bine și pictez bine. Dar le-am lăsat doar la stadiul de însușiri, de talanți. Uh-huh. Și dacă nu, le putem transforma și în defecte. Pentru că aia care spar bănci și hackerii sunt smart și sunt extraordinar cu energie și informație canalizată într-un alt sens. Într-un mod... Exact. Uh-huh. Mă gândesc că un manager de felul acesta ar putea să descopere alte abilități ale angajatului pe care poate că nici el nu știe că le are și să te trezească cu un om bine pregătit pe două arii ale firmei lui. E foarte corect ceea ce spui. Două arii ale firmei lui sau nu știu, poate să fie, poate să fie altceva, poate să fie altceva în aceeași zonă. Dă-i de făcut o chestiune suplimentară. Pune-l să trăinuiască un angajat nou care vine în departament. Se va simți foarte mândru. E un factor motivant important. Dă-i să facă ceva. N-ai cum să-l lași să se plafoneze. Dacă se întâmplă chestia asta și nu o simți, atunci ai o problemă tot ca manager de vânzări. Al treilea lucru e scopul. Și o să-ți dau un exemplu. Mi se pare relevant ca să înțelegem unde se duce asta. Există un concept de obiectiv BHAG, viziune, misiune, valori ale unei companii, care sunt cheia de boltă de la care pornim cu obiectivele strategice și un obiectiv care se întinde pe 10-30 de ani,
și care are un, printre roluri, are rolul de a motiva angajații. Este un obiectiv strategic pe 30 de ani, după cum spuneam, care derivă din viziune, care practic face viziunea companiei să fie măsurabilă. Pentru că o viziune nu e măsurabilă în foarte multe situații. Este o poză pe care acționarul o pune legată de propria ești companie ghicitor, peste un număr de ani. Ești ghicitor. Da, îți dorești să... ceva, visezi, exact, dar o exact. Poziționezi, dar nu știi ce. Exact. Așa, hai să facem un obiectiv pe 30 de ani care să fie măsurabil. Asta e un obiectiv BHAG. Și obiectivul pe care Nike și l-a propus în 1960 a fost simplu, scurt și clar. Crash Adidas. Asta și-au propus ei, Adidas fiind liderul de piață din momentul ăla, cred că și acum habar n-am. Dar ca studiu de caz e important să vedem că niște oameni își propun în interiorul unei organizații care nu era cei azi să zdrobească, în ghilimele, liderul de piață. Tu îți dai seama cât de motivant a fost pentru echipa de la Nike să lucreze într-o companie care avea un astfel de scop? Unde lucrezi tu? Mă, lucrez la unii care își propun să zdrobească liderul de piață. Dacă acel obiectiv este suficient de realist, să spunem, și asta este una dintre, altfel nu e un obiectiv dacă nu e realist, și ambițios și are un scop în care, pe care toți oamenii îl înțeleg și care cred este absolut fantastic din punct de vedere motivațional. Îți dai seama cât de important era pentru oamenii aia să spună că lucrează la o companie care asta și-a propus, să fie numărul 1 la nivel mondial. Ducându-ne la nivelul unei echipe de vânzări, scopul în vânzări e simplu, e matematică pură, sunt obiective pe care de fiecare dată un manager trebuie să le gestioneze corect și trebuie să le pună de așa manieră încât oamenii să fie foarte motivați să le atingă. Dar ele trebuie să fie foarte îndrăznețe și trebuie să acționeze ca un factor motivant la nivelul echipei. Aceste obiective, toate se bazează pe o cifră în vânzări? Adică nu. Să crească vânzările tot mai mult, Nu, nu. Sau pot să fie și de altă natură? Să spun cum am făcut eu și a funcționat. Au avut două tipuri de obiective întotdeauna. Un obiectiv cantitativ, care era targetul de vânzări lunar, care poate să îmbrace foarte multe forme în funcție de organizație, în funcție de perioada de timp, în funcție de multe lucruri. Ăla e cantitativ. Cantitativ și asta înseamnă comision care crește la leafă. Vreau să văd cum se regăsește în angajat. Mă gândesc că eu sunt angajat în vânzări, să presupunem. Da. Deci odată, da? Obiectivul cantitativ, la mine se regăsește în buzunar, în concluzie, muncesc tot mai mult, vând tot mai mult, primesc comision, sunt mulțumită, am confortul financiar. Și celălalt? Partea foarte interesantă este cum pui obiectivul calitativ să se regăsească și ăla în leafă, pentru că se poate și asta. Obiectivul calitativ se măsoară la sfârșitul lunii. Da? Obiectivul calitativ se verifică dacă s-a atins sau nu. Spre exemplu, avem ca obiectiv să listăm un articol în 3 rețele. Sau să implementăm o anumită campanie promoțională care a venit de la departamentul de marketing. Poți să pui niște lucruri, niște indicatori care să fie matematici, deși obiectivul este unul calitativ. Implementarea unei campanii trebuie să devină măsurabil, că altfel nu e obiectiv. Dar el are un rol calitativ. Se măsoară prin fotografii trimise la centru. Sunt tot felul de sisteme prin care managerul are posibilitate și să măsoare asta. Să măsoare calitatea muncii din magazin, respectarea standardului de mercantizare, de exemplu, îi dai un standard, uite așa trebuie să-mi arate marfa la raft și toată lumea trebuie să o pună în același fel în toate magazinele din țară. Să listăm un articol în 3 magazine, un obiectiv cantitativ. Dar calitatea înseamnă modul în care marfa e prezentă prin rafturi, iar asta la sfârșitul lunii ar trebui să fie măsurată, pentru că pentru a fi obiectiv el trebuie să fie măsurabil, și să contribuie la bonusul meu. Eu n-am dat, cred că n-am dat niciodată, sau cel puțin nu mi-amintesc și oricum nu cred în obiective pe care să le dai echipei de vânzări pe principiu, hai băieți că se poate, hai vă rog frumos să facem asta. A fost verificabil. Totul trebuie să fie măsurabil, verificabil, la sfârșit oamenii trebuie să înțeleagă exact pentru ce stau. Despre comision, bonus, e o discuție foarte lungă, nu intrăm acum, să rămânem în zona în care să spunem că ce îi dau să facă trebuie să se regăsească într-o anumită manieră în partea variabilă din salariu. Pentru că e o discuție lungă cu comisioane, bonusuri. În acest moment, cred că o să rămânem la stadiul de finalizare a celor 20 de minute pe care ni le-a acordat Business Days TV Live. Îți mulțumesc foarte mult. Din nou mi-a rămas cu niște informații
Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper ca tot ce s-a întâmplat în această a doua zi la Business Days TV Live să fi fost numai pe placul vostru, ci să vă informațiile pe care le-ați ascultat aici, le-ați auzit, să reușiți să le percepeți, să le pricepeți și să le implementăm în viața noastră și în activitatea noastră. A fost Mihaela Tatu, alături de invitației, și vă mulțumesc și o seară minunată!